în atenția dirigenților de șantiere de pe plai. Ia uitați-vă cum pot oamenii să lucreze conform legii. Muncitori cu căști, cu bocanci, acolo sus balustradă, instrumente de protecție a muncitorilor, așa cum prevede legea. Șantier izolat, nu poluează. Vai, cu cât e mai mare efortul. Dar iată un alt șantier mai mic, cu muncitori responsabili, neprotejați și care poluează. Îndraci. Deci și în Portugalia există oameni corecți, responsabili și ilegaliști. Praful ăsta îl inhalează chiar ei. Sau ajungem plămânii noștri. Inclusiv vântul duce spre primărie. Dacă nu le pasă. Sau n-au competență să intervină. Pare că poliția e în direcție inversă.